Bună dimineața tuturor! Bună dimineața tuturor și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a participa la acest eveniment. Vreau să vă povestesc foarte pe scurt despre evenimentul nostru, în special pentru cei care s-au conectat pentru prima dată. Evenimentul ăsta face parte din proiectul Incluziune Socială prin Servicii Sociale în Comunitate. Imediat. Vedeți că mi s-a oprit înregistrarea. Așa. Atât. Îmi cer scuze. Așa cum spuneam, el face parte din cadrul proiectului Servicii Sociale în Comunitate, finanțat prin POCO 2014-2020, proiect derulat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. Scopul proiectului este de a reduce numărul persoanelor cu disabilități instituționalizate în cadrul centrului de la Comănește, dar și pentru a preveni reinstituționalizarea persoanelor cu disabilități. Pregătindu-mă pentru acest eveniment, am făcut o analiză comparată pe ultimele date publicate de către Direcția Națională de către Agenția Națională pentru Persoanele cu Disabilități și am văzut că cifrele comparate trimestrul 3 față de trimestrul 2 din 2020 arată că la nivelul județului Bacău există o creștere în rândul persoanelor cu disabilități. Deci pe trimestrul 3 sunt înregistrați 139 de persoane în plus. Ei, pentru mine, mie lucrul ăsta îmi confirmă o dată în plus cât de importante sunt, pe de o parte, măsurile administrative pe care le ia guvernul pentru a sprijini persoanele cu disabilități și, pe de altă parte, cât de importante sunt campaniile de comunicare și de informare pentru a pregăti societatea în sensul acceptării persoanelor cu disabilități. Campania noastră de nediscriminare a trecut prin mai multe etape din octombrie anul trecut, de când am lansat-o. Iar astăzi suntem la cel al doilea eveniment pe care am dorit să îl dedicăm în exclusivitate persoanelor cu deficiență de auz sau de vedere. Admit all și nu mă lasă. Da, și aici aș vrea din nou să apelez la ultimele statistici pe care le-am găsit la nivelul Ministerului Muncii. Și am văzut că la data de 30 septembrie 2020, numărul persoanelor neinstituționalizate cu deficiență vizuală era de aproape 90.000 la nivelul întregii României. Dintre acestea, aproape 3.000 sunt copii, adică 3%. Numărul persoanelor cu deficiență auditivă era de peste 21.000, 21.600. Iar dintre aceste persoane, aproape 2.100 sunt copii, adică aproape 10%. Ei, atunci când discuți despre persoanele cu dizabilități, primul gând te duce la persoanele cu deficiențe locomotorii. Dar, iată, numărul persoanelor cu deficiențe de auz sau de vedere este unul foarte mare și el. Și de prea puține ori am auzit, vorbindu-se despre problemele persoanelor cu deficiență auditivă sau vizuală, de prea puține ori am auzit, vorbindu-se despre barierele pe care le întâmpină, despre cât de ușor, cât de greu este, despre cât de multe sau ce nu facem noi, societatea sau autoritățile. Pe
Pe această cale aș vrea să îi mulțumesc foarte mult domnului subprefect Narcis Jitaru pentru amabilitatea dumnealui de a participa la acest eveniment și l-aș ruga pe dumnealui să ne povestească, m-am gândit eu, să ne povestească despre măsuri adoptate de guvern pentru apelurile de urgență în cazul persoanelor cu deficiență auditivă. Domnule Jitaru, bună dimineața! Bună dimineața! Vă salut și eu și mă bucur foarte mult că m-ați invitat la acest eveniment. Am ținut expres să particip pentru că eu sunt nepot de bunici care sunt surdomuți. Și evenimentul, e clar, mi-a atras maximă atenție și chiar am dorit să spun și eu două, trei cuvinte legate de acest subiect și despre ce a însemnat pentru mine o copilărie alături de bunici care au această deficiență de auz. În primul rând, vreau să salut și prezența presei. Văd aici că avem pe domnul Eugen Ungureanu de la Exclusiv TV și încă o dată să felicit Direcția Generală pentru Asistența și Protecția Copilului pentru astfel de evenimente, pentru marele proiect pe care dumneavoastră am înțeles că îl coordonați, doamna Viorica Roșca. Și da, dacă e să vorbim despre ce face guvernul sau ce a făcut până acum din punct de vedere al ajutorului pe care ar trebui să-l oferim persoanele care au deficiențe de auz, putem vorbi de serviciul SMS 113. Este un serviciu implementat de Serviciul de Telecomunicații Speciale, care vine în sprijinul persoanelor cu deficiențe de auz sau vorbire, în cazul de că mai sunt și asemenea persoane, care doresc să sune la serviciul de urgență 112, așa cum o facem noi, care nu avem asemenea probleme. Prin integrarea sa, e un serviciu de fapt de SMS 113, care permite comunicarea prin mesaje scurte de tip SMS pentru persoane care se înregistrează de fapt în prealabil într-o bază de date. Cum funcționează și ce operator de telefonie mobilă, pentru că e foarte important să știm și acest lucru, e în felul următor. În primul rând, știm că nu toate persoanele care au aceste deficiențe au posibilitatea de a folosi sau au cunoștințe detaliate în a folosi calculatorul sau telefoanele smart, cum sunt cele de astăzi, și atunci, în cele mai multe cazuri, e nevoie pentru înscrierea lor pe o înregistrare online, printr-un reprezentant legal sau în nume propriu, în cazul acelor persoane care știu să folosească. De exemplu, bunicii mei, ca să mă extrapolez la o chestiune personală, folosesc un telefon smartphone. Bine, ne-au trebuit ceva ani să-i învățăm. Și bine, eu prin ei comunic prin serviciul, prin WhatsApp, pentru că e vorba de limbajul mutual gestual. Atâta cât cunosc și eu, chiar dacă am crescut cu ei, nu am fost la o școală specializată să cunosc mai multe lucruri și să învăț limbajul mimico-gestual, dar atât cât am învățat în copilărie alături de ei și acum, căci încă mai trăiesc, chiar dacă au peste 80 de ani, reușesc să comunic cu ei și am reușit să-i educăm pe ambii bunici să folosească telefonul smart și aplicația WhatsApp. Prin urmare, ei nu au nevoie, din punctul acesta de vedere, se descurcă. Dar sunt persoane care au nevoie de un reprezentant legal, intră pe platforma sts.ro, pe serviciul SMS 113, la secțiunea înregistrare online și acolo se cer anumite date de identificare a solicitantului, care, după cum am spus, reprezentantul legal sau în nume propriu pot să se înscrie. Cum funcționează? Este o apelare normală la serviciul 112 de urgență, după care, chiar dacă ei nu pot vorbi, operatorul 112 înțelege că persoana nu poate vorbi sau nu poate auzi, prin simplu fapt că imediat îi apare în baza de date că este o persoană cu deficiență de vorbire sau de auz. În momentul acela, primește automat pe telefonul apelantului un SMS cu trimiteți SMS la 113 cu urgența și adresa incidentului, după care se răspunde și de aici urmează o descriere scurtă pe care, bineînțeles, apelantul ar trebui să o facă cu adresa exactă, inclusiv județul și urgența. După care, operatorul 112 va trimite, în funcție de problema urgentă, poliția, ambulanța, pompierii și așa mai departe.
Eu cred că este un serviciu extraordinar de bun, mai ales că e și ușor de reținut acest SMS ca și număr 113, deci foarte aproape de 112. Și pentru simplu fapt că ei din stat, orice apelant care are această deficiență de auz sau de vorbire, apelează serviciul normal, 112. Cam atâta pot spune despre acest serviciu. Nu am deocamdată niște date de când și cum este implementat, doar știm doar atât că este un serviciu de succes. Din fericire, printre cunoștințele mele din domeniul acesta, nu, până acum n-am aflat ca cineva să fie apelat acest număr din zona mea, din zona familiilor mele, pentru că sunt, vă dați seama, crescând odată cu bunicii mei și mama mea a fost nevoită să învețe la o școală specializată limbajul, normal ca și fiică. Și totodată când eram eu, cred că de 6-7 ani, existau asociații puternice care reprezentau drepturile persoanelor cu deficiențe de vorbire și de auz. Deci, asociații pentru surdomuți. Cam atât deocamdată. Dacă mai sunt întrebări, mulțumesc! Vă mulțumim frumos și noi. Ei, aș vrea să-i dau, apropo de asociațiile despre care discutați noastră, vreau să-i dau cuvântul vicepreședintelui Asociației Surdomuților din România, domnișoarea Elizaveta Paraschiv, și aș vrea să ne povestească dumneai despre activitatea acestei asociații și la fel despre ce măsuri poate adopta în plus statul pe de o parte și ce măsuri poate adopta în plus societatea ca să facem lucrurile să meargă mai bine și să ridicăm într-un fel nivelul de trai al persoanelor cu aceste deficiențe. Elizaveta? Bună ziua! Eu sunt persoană surdă, sunt vicepreședinte, sunt împreună cu colegul meu interpret și atunci o să folosesc mai mult limbajul semnelor. Eu sunt vicepreședintele Asociației Naționale a Surzilor din România și această asociație a fost înființată în anul 1919, deci avem 101 ani de la înființare. Deci este, ca adevăr, o asociație puternică și în prezent și acum la fel, după cum s-a spus. În total avem 37 de filiale teritoriale la nivelul întregii țări. De exemplu, și la Bacău există, sigur, filială Bacău a Asociației Surzilor ASR. Suntem de asemenea membri și parteneri cu EUD și WFD. Acestea sunt organizații internaționale. EUD este Uniunea Europeană a Surzilor și WFD este Federația Mondială a Surzilor, ANSR fiind membră în aceste două organizații și colaboratoare de mulți ani. Această asociație a noastră oferă foarte multe servicii și activități diferite pentru persoane cu deficiențe de auz, de exemplu servicii sociale, servicii de interpretare, de consiliere, plasare pe piața muncii, pe angajare pe locurile de muncă, sprijin pentru pregătirea diferitelor documente, pentru, de exemplu, pregătirea pensiei la limită de vârstă sau pentru pensii de invaliditate, servicii de telefonie, apelare pentru programări sau pentru ce au nevoie persoanele la spital, interpretare de asemenea un sistem la distanță prin videoconversații, deoarece avem și o aplicație la noastră asociației numită Voci pentru Mâini, care este destinată interpretării la distanță. Da. Și de asemenea servicii de distribuție pentru bilete de călătorie în cazul în care există parteneriate cu instituții locale. Și de asemenea avem multe activități pe linie cu
culturală, o activitate foarte bogată în această zonă, concursuri de talente, artă, pictură, teatru, concursuri de dans, concursuri de frumusețe mici și mister, unde se întâlnesc foarte multe persoane surde, care poate nu s-au mai văzut de mult, colegi de școală. Și aceste activități au rolul de a demonstra că și persoanele surde pot să facă aceste lucruri neobișnuite, normale în societate. Există aceste concursuri și activități atât la nivel local, cât și evenimente la nivel național. Cam atât despre asociație ca o prezentare scurtă. Mulțumim tare mult, Elisabeta. Mai vreau să întreb eu, să mai pun eu o întrebare. Dacă aveți anumite așteptări, atât din partea factorilor de decizie, a decidenților politici, cât și din partea societății, a celorlalte ONG-uri, cum vă putem ajuta în plus? Ar fi nevoie ca mai multe persoane surde să se implice inclusiv la nivelul statului sau persoane cu dizabilități în general, la ministere, la guvern, în administrații locale, la primării, la instituții. Este nevoie ca persoanele surde sau în general, persoane cu dizabilități trebuie să fie prezente acolo, să explice și să arate cât mai clar ce nevoi au acestea. Iar, de exemplu, la nivel educațional, același lucru, sunt mai multe probleme, de exemplu, cu situația examenului de bacalaureat pentru persoane surde sau în școlile speciale sau un sistem special de educație, poate nu este o dezvoltare foarte bună a limbii, a limbajului semnelor, inclusiv la nivelul predării. Și atunci există mai multe lipsuri la nivelul acesta. Trebuie ca statul să acorde pur și simplu mai multă atenție, să se concentreze mai mult pe partea generală a persoanelor cu dizabilități, inclusiv și poate în special pentru persoanele surde, pentru că și surzii au nevoie de foarte multe informații, în primul rând, informații mai clare, informații diferite, pentru că persoanele surde, de exemplu, nu știu ce decizii se ia cu toate ce să aleagă, la, de exemplu, în campaniile electorale pentru alegerile la primărie, alegeri locale sau, de exemplu, și acum în situația vaccinării, multe persoane, de exemplu, ne întreabă pe noi exact ce să facă sau cum să facă. Deci, într-un fel, se observă lipsa asta de informare la nivel general. Am înțeles. Mulțumesc tare mult, Elisabeta. Eu, din câte îmi dau seama, ai fost ajutată de un interpret în limbaj mimico-gestual și probabil că este vorba de domnul Bogdan Anicescu, care este lângă tine. Da, el este colegul meu de la asociație. Da. Da, pentru că eu sunt și persoană hipoacuzică. Într-adevăr, pot să citesc pe buze, eu pot să vorbesc, dar câteodată, de exemplu, în sistemul acesta online, dacă sunt mai multe persoane care vorbesc sau calitatea imaginii nu este la fel, atunci dacă este lângă mine o persoană interpretă, atunci înțeleg mult mai bine. Așa, dacă citesc singură sau încerc să urmăresc de una singură, mă gândesc, dom'le, poate n-am înțeles foarte bine, poate am greșit ceva. Atunci să pun mai multe întrebări, să mă lămânesc, așa, în schimb, e mult mai clar dacă am interpret și pot să întreb direct singura persoană. Am înțeles. Lucru.
Mulțumesc din suflet, Elisabeta, pentru toate informațiile pe care ni le-ai dat și aș vrea să mutăm camera și către Bogdan Anicescu. Ne-am obișnuit cu imaginea lui Bogdan de la ședințele oficiale ale Guvernului și în special de la briefingurile de presă de la Ministerul Afacerilor Interne. Recunosc cu ocazia asta l-am căutat pe Bogdan și l-am rugat foarte mult dacă are timpul și disponibilitatea necesară să intervină și el la evenimentul nostru. Bogdan, aș vrea să-ți adresez câteva întrebări. Mulțumim în numele întregii asociații pentru deschidere și invitația de a participa. Aș vrea să te întreb din interacțiunea cu persoanele cu deficiență de auz, ce îi supără cei mai mult în interacțiunea cu noi ceilalți? Ce îți spun ei despre noi ceilalți? Există o situație specifică în sensul că persoanele surde, special, și hipoacuzice, dar special persoanele surde, ele sunt integrate în societate din punct de vedere fizic. Adică sunt prezente mult mai ușor în mediul fizic, în piețe, în metrou, în parcuri și așa mai departe, pentru că, sigur, deficiența lor nu le împiedică să acceseze fără dificultăți această zonă a mediului fizic, însă, în schimb, problema principală este legată de integrarea din punct de vedere informațional. Și atunci aceasta este principala problemă din punctul nostru de vedere, aceea legată de faptul că persoanele surde se simt oarecum marginalizate din punct de vedere informațional, din acest segment al accesibilizării informației, din simplu motiv că există, sigur, și aceste nituri care iarăși reprezintă o problemă în societatea noastră și afectează cumva calitatea vieții persoanelor deficiente de auz. Și persoanele surde resimt aceste nituri și, ca să dau câteva exemple, cum spuneam, unul dintre miturile principale ar fi cel legat de necesitatea sau de importanța limbajului limbico-gestual, în sensul că există alte posibilități mai simple, alternative, că persoanele surde pot să citească și pot să scrie cu aceeași eficiență și calitate precum persoanele auditoare, iar acesta este o inducere în eroare, pentru că acele persoane surde care au limba semnelor ca limbă maternă și ca mijloc principal de a comunica, automat vor înțelege mult mai bine în această limbă, așa cum noi, cei care suntem români și folosim limba română, preferăm să semnăm contracte la notar și în alte situații în limba română, nu în limba franceză, chiar dacă poate știm până la un anumit nivel și alte limbi străine. De aceea limba română pentru această categorie de persoane este o limbă străină. Și de aici, iarăși, se dezvoltă alte situații nedorite sau, mă rog, alte mituri legate de capacitatea pe care o au aceste persoane, de posibilitățile lor de a realiza anumite lucruri. A existat o întreagă epopee de contre și discuții la nivelul conducerii de autovehicule, de exemplu, deși în toate țările din Uniunea Europeană, aproape fără nicio excepție, persoanele surde conduc fără probleme categoria B, de exemplu, la noi în țară acest lucru părea ca o blasfemie. Și atunci a trebuit să luptăm la acest capitol. S-au înregistrat așadar destule progrese, dar în continuare totul, cum a spus și colega noastră Elisabeta, are legătură în special cu accesibilizarea informației. Am înțeles. Din cunoștințele tale, dacă ai relaționat cu colegi de-ai tăi din alte state, există bune practici la nivelul altor state membre ale Uniunii Europene? Toate progresele astea s-au făcut toate progresele astea s-au făcut treptat și în alte țări, în sensul că
la nivel educațional, de exemplu, s-a pus accentul mai mult pe identitatea persoanei surde ca persoană provenind dintr-o cultură diferită și nu ca o persoană neapărat cu un handicap. Și de asemenea, accesul la interpretare, la servicii de interpretare, poate se realizează cu mai multă, se realizează cu mai multă ușurință și cu mai multă claritate în alte țări. Există în anumite societăți, de exemplu, o altă formă de pregătire a interpreților care favorizează inclusiv o interpretare în semne, să le spunem, unitare, care să fie cumva aceleași în diferite zone ale țării. La noi, iarăși, un element care trebuie menționat, limbajul nu este unitar, în sensul că sunt semne diferite din o regiune la alta și atunci pot să apară anumite dificultăți în ceea ce înseamnă interpretarea, activitatea de interpretare. Sunt iarăși, deci, aceste aspecte de formare a interpreților care contează pe termen lung, pentru că interpreții în alte țări se pregătesc ani de zile pentru a deveni interpreți. La noi nu prea există acest lucru. De asemenea, avem alte elemente pozitive, precum disponibilitatea interpretului în regim de urgență, dacă nu mă înșel, în anumite țări, precum Slovenia, este un sistem de 24 de ore din 24 pentru interpretare la distanță, nu știu dacă exact pentru apelul de urgență sau pentru alte tipuri de informare. Și, sigur, probleme există și în alte țări. Noi avem impresia, poate, că surzii o duc rău, în ghilimele, numai la noi în țară, dar sigur că fiecare societate se confruntă cu anumite probleme, cu anumite factori, cu anumite factori de discriminare, însă atunci când nivelul de, nu știu să spun, de deschidere socială, nivelul de incluziune în general este mai ridicat într-o anumită țară pe problema persoanelor cu disabilități, automat și pentru persoanele surde lucrurile sunt mai bine așezate, anumite activități sunt mai bine finanțate și atunci nivelul de trai este deci mai bun și pentru persoane surde, cum este și pentru persoanele fără dizabilitate. Eu aș vrea să revin un pic la tema campaniei noastre de informare și să te întreb următorul lucru. Noi, în octombrie anul trecut, am derulat un sondaj în județul Bacău, sondaj din care are ieșit că 70% dintre cei cu care am discutat consideră că persoanele cu disabilități sunt discriminate în România. Întrebarea mea pentru tine este următoarea. Din discuțiile cu persoanele cu deficiențe de auz, ți-au spus cumva că sunt discriminate? Se simt discriminate în România? Da, cu siguranță. Multe persoane surde se simt discriminate, cu atât mai mult cele care utilizează limba semnelor ca limbă maternă, dar chiar și celelalte persoane, în special pentru că nu se simt până la urmă respectate într-o societate ca noastră la nivel extins, pentru că sigur peste tot putem să găsim și exemple favorabile, dar e vorba de micile interacțiuni de zi cu zi care le dau cumva această timp, de la discuția cu vânzătorul din magazin care este recalcitrant pentru că vede, observă că persoana surdă nu înțelege ce îi se spune, până la o anumită instituție care nu-i asigură un serviciu de interpretare, deși poate ar trebui, nu că poate, trebuie să o facă, la situația legată de obținerea unui loc de muncă, unde sigur o persoană care nu are pierdere de auz este avantajată și cumva considerată mai bine pregătită decât persoana surdă, deși acest lucru nu este întotdeauna adevărat. Și practic acestea sunt principalele elemente care conduc așa la această concluzie cumva semigenerală pe care o au persoanele deficiente de auz față de societatea
largă. Și sigur că generalizările trebuie evitate de ambele părți, pentru că sunt și persoane surde care uneori atribuie un insucces exclusiv atitudinii altora, atitudini discriminatorii a altora, în timp ce poate nu aveau pregătirea necesară sau nu aveau competențele suficient de bine dezvoltate pentru a reuși într-un anumit scop. În schimb, sunt și persoane auzitoare, cum spunem noi în comunitatea noastră, care nu au aceste atitudini și care poate chiar dacă poate fac o eroare sau alta la un moment dat, nu înseamnă că acest lucru este atribuit neapărat unei rele intenții, ci pur și simplu unei lipse poate de informare la un nivel suficient. De atunci trebuie deci găsite și încurajate cât mai mult situațiile frumoase, să spun așa, elementele pozitive. În încercarea noastră deci de a face lucrurile să fie mai bune pentru persoanele cu dizabilități în general și pentru surzi în special. Am înțeles. Înțeleg că doamna Simona de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău ar vrea să intervină. Bună dimineața la toată lumea. Nu știu, dar adică n-aș vrea să fie neapărat o întrebare pentru antevorbitorii mei, dar pur și simplu mă gândesc că apropo de nediscriminare și de integrarea persoanelor cu dizabilități în comunitate, dacă noi n-ar trebui să ne ducem și să ne uităm de la momentul la care apare această problemă, adică dacă noi putem în România să vorbim despre un sistem de identificare timpurie a dizabilității, de la momentul la care copilul se naște, dacă atunci când se identifică această problemă, avem posibilitatea și există în România un sistem în care copilul să fie evaluat, părinții să primească consilierea și sprijinul necesar, să fie învățat să accepte dizabilitatea copilului sau problema respectivă și să lucreze de la momentul acela pentru normalizarea vieții copilului. Pentru că noi vorbim acum de momentul când sunt adulți, dar este, cred că, mai greu să facem această integrare și normalizarea vieții la vârsta adultă decât dacă am avea un sistem de identificare timpurie. Părinții ar putea fi pregătiți și ajutați să lucreze, să înțeleagă dizabilitatea și să acceseze acele servicii astfel încât copilul să primească sprijinul necesar, să recupereze cât mai mult și să se învețe să trăiască cu dizabilitatea într-un mediu adaptat sau mai puțin adaptat. Pentru că noi vorbim, de exemplu, pentru copii despre deprinderi de viață independentă, da? Să învețe să se descurce singur. Practic, același lucru, cred eu, că se poate discuta și în cazul unui copil cu dizabilități, să învețe să trăiască independent cu dizabilitatea pe care o are. Clar, sunt situații în care este nevoie de accesibilizarea mediului exterior, informațional, comunicațional, transport și așa mai departe. Dar cred că este foarte important să putem avea în România acest sistem de identificare timpurie a dizabilității și să copilul și familia să primească sprijinul necesar pe măsură ce în fiecare etapă de vârstă, dacă ajunge la grădiniță, dacă ajunge la școală, și aici mă gândesc cum stăm în partea educațională. Câte școli sunt pregătite să primească copil cu dizabilitate? Cred că în România, în momentul de față, încă asigurăm o educație, vorbim de educație inclusivă, dar copilul cu dizabilități încă învață în școli speciale, da? Școli pentru deficienți de vedere, deficienți de auzi și așa mai departe. Încă sunt izolați și noi vorbim despre integrare socială. Apoi, când acel copil care termină un liceu, cât de greu îi va fi lui să acceseze, nu știu, o altă formă de educație sau să acceseze un loc de muncă printre ceilalți care nu au o dizabilitate.
Aș vrea să întreb pe colegii de la Societatea Națională dacă au făcut astfel, nu știu, dacă au avut astfel de inițiative să schimbăm ceva din punctul acesta de vedere. Și în partea de educație, dar și în partea asta de identificare timpurie a dizabilității, dacă părinții copiilor cu o astfel de dizabilitate accesează serviciile asociației, dacă au acest sprijin din partea asociației sau dacă am putea să dezvoltăm niște servicii de consiliere și de suport pentru părinți, pentru copii, pentru tineri ulterior. Mulțumesc! De exemplu, există o diferență între părinții, în cazul persoanelor surde, cel puțin, între părinții surzi și părinții auzitori ai copiilor cu deficiență de auz. Părinții surzi sunt mai bine pregătiți dintr-un punct de vedere pentru a ști ce să ofere imediat unui copil. Adică pot să meargă mai ușor, cunosc asociația, se duc la asociație, se interesează de diferite informații. Părinții care aud și au un copil surd trăiesc un șoc, adică se sperie imediat, se panichează, încep să caute tot felul de informații și apoi poate găsesc și Asociația Surzilor și vin sau găsesc și alte persoane în particular sau alte organizații. Dar, de exemplu, majoritatea părinților auzitori care au copii surzi nu vor să țină copilul respectiv în comunitatea surzilor și atunci cumva se feresc de a asuma cumva o identitate a acestui copil. Adică el este copil surd, nu este un copil nerecuperabil sau, cum să spun, aici intervin și eu după Elisabeta, că nu este o tragedie faptul că acest copil are o deficiență de auz, mai ales pentru că la persoanele surde, născute surde, există așa numita mândrie de a fi surd. Deci, pentru persoanele surde, născute surde, există această mândrie de a fi surd, după cum și alte comunități au această mișcare de pride. Deci, și la persoanele surde există această afecțiune pentru cultura lor și pentru limba lor. Ei nu se văd pe ei înșiși ca drept persoane cu o problemă care trebuie corectată în mod special. De-aia există și conceptul acesta de deaf gay, care reprezintă adică în loc de hearing loss, care este pierderea de auz, vorbim de deaf gain, adică câștigul surd. Și aici cumva există această atitudine diferită, inclusiv față de întreaga viață, adică de a vedea, de a te concentra pe elementele care să te aducă să fii independent și care să îți ofere acelea satisfacție, pentru că noi de multe ori ne concentrăm pe a auzi în sine decât poate ar trebui să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă viața independentă și respectată și chiar fericită a unui viitor adult. Adică și persoanele surde care sunt complet surde au aceleași obiective în linii principale, să aibă o familie, să fie fericiți în general, cum să spun, să lucreze, să aibă un loc de muncă, să conducă autovehicule, să călătorească, să aibă o viață obișnuită, normală, așa cum au și persoanele auzitoare. Ele merg la cinematograf, se distrează, vacanțe și asta le face pe ele să demonstreze că sunt independente și capabile. Chiar dacă există foarte multe piedici pentru surzi, de exemplu, există barierele acestea de comunicare, ele pot fi cumva înlăturate sau depășite. Spune Elisabeta, așa cum mai intervin și eu și mai amintesc, pentru că trebuie totdeauna să evităm acest risc de segregare în comunitate despre care ați vorbit dumneavoastră, pentru că, sigur,
ei se simt foarte bine, poate integrați în comunitatea lor, dar întreaga comunitate de 10, 15, 20 de mii de persoane ar putea să fie ruptă de comunitatea largă. Și aici e dificil să avem o abordare doar dintr-o direcție. Deci, practic, și societatea trebuie să se deschidă prin a înțelege rolul limbii semnelor și a înțelege faptul că aceste persoane surde nu sunt, pentru că nu am o altă exprimare mai potrivită, nu sunt persoane cu dizabilități în sensul în care sunt alte persoane surde cu dizabilități care nu știu limbajul semnelor. Ele sunt integrate într-o comunitate, au o cultură. Până la urmă, știți că există aceste modele, modelul medical și modelul social de abordare a dizabilității. Pentru persoana surdă există modelul cultural. Este practic al treilea model, care nu există, din ce cunosc eu, la alte persoane cu alte dizabilități, pentru că singura comunitate unde există cu adevărat o limbă diferită, care creează o cultură diferită, este comunitatea surzilor cu limba semnelor. Atunci este acest model cultural de abordare a surdității, în sensul că surzii se percepe ei înșiși ca persoane diferite, nu deficiente. Și atunci diferențele nu reprezintă neapărat elemente de superioritate versus inferioritate față de o majoritate care se conformează din punct de vedere psihologic și senzorial și biologic unui standard ideal. Și atunci acest lucru cumva a frânat cumva evoluția comunității în general și demersurile lor de integrare, dar avem exemple din ce în ce mai multe, zic eu, inclusiv în Parlamentul European, am avut europarlamentar și avem persoane surde care folosesc limba semnelor în Parlament, deci aceste lucruri sunt cumva exemple de reușită la capitolul acesta al integrării și, într-adevăr, susținem și noi ce spune dumneavoastră pe partea de intervenție timpurie, care este valabilă pentru toate categoriile de persoane, iar poate mai multe persoanele surde care au nevoie de dezvoltarea comunicării în primul rând, și atunci se pot pierde momente foarte multe și importante în prima parte a vieții. Noi, într-adevăr, avem membri adulți și concentrarea noastră este pe persoane adulte și pe servicii de integrare culturală, socială, profesională și educațională pe partea de orientare și reorientare profesională în special, dar sigur că am mai participat de-a lungul timpului și la alte activități de genul acesta de consiliere și de informare, dar, într-adevăr, noi suntem oricum deschiși în continuare către astfel de parteneriate pentru că vrem să creăm un climat favorabil unei intervenții corecte din partea părinților, în special celor care nu au o dizabilitate și au copii. Am cam deviat, ne cerem scuze dacă am intrat un pic în astea. Nu, e foarte bine pentru că am aflat și noi foarte multe lucruri interesante. Eu țin să mărturisesc la fel, documentându-mă pentru acest eveniment, citeam o analiză în care scria negru pe alb că, din păcate, maternitățile din România nu dispun de aparatura necesară pentru depistarea la timp a persoanelor a copiilor cu deficiență de auz și, din păcate, depistarea se face între 3 și 5 ani, depistarea copiilor cu hipoacuzie, iar orice an pierdut, practic, înseamnă o involuție extraordinară în dezvoltarea lui emoțională și dezvoltarea lui personală. Deci, e trist, este extrem de trist, din păcate nu sunt suficienți bani niciodată nici pentru derularea unor campanii de conștientizare, nu sunt suficienți bani pentru a îmbunătăți lucrurile și în asociație, pentru a merge direct acasă la copii și la adulți cu astfel de deficiențe. Lucrurile sunt triste, dar încercăm cât de cât să ne dăm și noi seama, societatea în ansamblu, ce se întâmplă și dacă putem contribui într-un fel sau altul. Aș vrea să merg către cealaltă asociație pe care am invitat-o astăzi, către Asociația Nevăzătorilor.
Uitându-mă la fel pe datele Organizației Mondiale a Sănătății, am văzut că peste 16% dintre persoanele cu deficiență de vedere se confruntă cu un întuneric total, sunt clar nevăzătoare. Și restul, 84%, reușesc să deslușească forme, culori, mișcare sau lumină. Deci, practic, sunt în stare să vadă prin estompare sau la diferite grade de denaturare a imaginii clare. Atunci când am sunat-o pe doamna Laura Damian, președintele filialei Bacău a Asociației Naționale a Nevăzătorilor, am întrebat-o dacă nu am exagerat foarte mult cu finețurile mele artistice atunci când am denumit panelul dumneaei cum văd nevăzătorii frumosul și cum își pot păstra sănătatea mentală. Cu o voce extrem de calmă, care recunosc că mi-a redus foarte mult din tensiune, doamna Damian mi-a spus că este un subiect în regulă și că este chiar indicat să discutăm despre el. Doamna Damian, vă salut, bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi astăzi. Bună ziua, mulțumim și noi pentru invitație. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre istoricul Asociației Nevăzătorilor din România, pentru că așa este, filiala Nevăzătorilor este asociată celor din București. Deci Asociația Nevăzătorilor din România a fost înființată încă din 1906 de către Regina Maria și atunci era sub titulatura Societatea Orbilor. Aici la noi, la Bacău, în februarie, deci această lună este reprezentativă pentru filiala Bacău, în 2 februarie 1961 s-a înființat sucursala Bacău. Vă spun că la acea dată erau aproximativ 900 de membri. Membri nevăzători, cu cecitate absolută, ceea ce spuneați mai înainte, deci întuneric complet, sau cu rest de vedere. La această dată avem 2000 de membri înscriși în cadrul asociației noastre. Pentru aceștia, ca și deschidere, deci pe plan social, le ajutăm în vederea întocmirii dosarelor pentru cei care sunt la evaluare, să-și ridice biletele de călătorie, cardurile de dizabilități, legitimațiile de transport. În cadrul asociației avem fel și fel de concursuri culturale, artistice, sportive și chiar la nivelul județului Bacău ne putem mândri cu medalii între cele mai multe locuri 1 și 2 de la concursuri de creație literară, de teatru, că avem în cadrul asociației și trupă de teatru Innocent Teatră, de la sport avem locuri internaționale la popice, la golbal, joc specific pentru nevăzători. Suntem aproape de problemele lor, atât cât ne permite și nouă situația și atât cât primim și din partea lor solicitări. Cu ce ne luptăm foarte mult, pe lângă aceste puține activități, șansa noastră a nevăzătorilor oarecum este ușurată de această evoluție virtuală. Faptul că nu vedem și faptul că a fost implementată vocea sintetică, noi nevăzătorii putem spune că avem o sclipire în suflet, chiar dacă nu avem în ochi, sau mie îmi place să cred că o avem și în ochi, nu numai în suflet, avem acces la tot ce înseamnă noutăți, la tot ce înseamnă informație culturală, artistică, legislativă, pentru că marea majoritate dintre noi accesăm fie online, fie Facebook, fie Felistam, toate chestiunile acestea, pentru că vocea ne ajută foarte mult să navigăm ușor pe aceste iPhone-uri sau smartphone care ne ușurează și ne face să devenim cumva dependenți. Chiar un pas înainte, acum, recent, ca să vă spun așa, sunt acei ochelari Orcam, pentru care pot să spun că pentru județul Bacău deja avem 2 perechi aprobate, sunt la beneficiari și avem 5 solicitări în lucru. Este un pas înainte, exact ca să
spunem că pentru societate suntem un pic marginalizați și suntem marginalizați nu de astăzi, nu de ieri, de multă vreme în urmă, datorită faptului că însuși societatea nu a fost pusă la curent cu ce înseamnă totuși persoane cu dizabilități de vedere. Dacă mătușile își fac cruce, vai, săraca, nu vede. Nu, eu nu accept chestia asta. Eu accept să spun, ba, văd și văd ce vreau și pot să fac ce vreau. Atâta timp cât Dumnezeu mi-a lăsat memorie, mi-a lăsat voce sintetică, vocea mea, glasul nativ. Deci nu pot să spun că trebuie să fiu, știu eu, dată la o parte din societate sau cumva privită cu alți ori. Întotdeauna eu am avut un triunghi al fericirii, să vă spun așa. Consecvență, empatie, loialitate. Dacă acești termeni îi urmezi încă de mic, de când îți dai seama că ți-ai pierdut jucăriile și nu le găsești, și abia atunci părinții își dau seama, exact cum spuneați, la 3-4 anișori, deja e mult prea târziu când se descoperă deficiența de vedere a copilașului. Sunt într-adevăr în țară școli speciale și la această dată, dar ne putem mândri și cu nevăzători studenți la școlile normale și chiar aici la Bacău, la Facultatea Vasile Alexandrii. Avem anul acesta un elev care termină terapie ocupațională, avem fete studente care au terminat școala specială la Târgu Frumos și acum sunt studente la Litere în București. Deci Bacău, chiar pe această linie, poate fi cumva cu o treaptă în plus, pentru că nu am tras înapoi figura sau privirea băcăoanilor vis-a-vis de ce înseamnă nevăzător. Dacă ne împiedicăm de ceva și ne împiedicăm acum, recent, eu vă spun doar de acum, că ce a fost în urmă, nu ne mai putem întoarce la locurile de muncă pe care le-am pierdut odată cu desființarea prin 2000, dacă nu mă înșel, 1999, a acelui flux de perii, mături și cartoane. A fost secție în care nevăzătorii au lucrat, s-au pensionat și au făcut familii. Dacă vă uitați pe statistică, 80% din persoanele nevăzătoare familiste cu copii sunt cei care au avut de lucru la secția de perii, mături și cartoane. În spital avem puțini salariați la acest moment, vreo 6-7 au mai rămas. Dar cei care au ieșit la pensie de la masaj au familii pe care și le-au întemeiat în timpul serviciului. Din păcate, și revin la ziua de astăzi, locuri de muncă pentru nevăzători în județul Bacău greu de găsit. În spital nu se mai fac angajări. Din școlile speciale de masaj, anual ies generații și generații de copii foarte buni. Pâinea masiorului este pâinea cea de toate zilele. Într-adevăr, masiorul nu poate face kinetoterapie, nu poate face alt tip de masaj prin care trebuie să citească acele ceasuri, acel barometru, acel temporizator. Înțelegem. Dar și societatea trebuie să înțeleagă, nevăzător fiind, Dumnezeu mi-a luat privirea, dar mâna, degetele care știu să atingă, nu știu, un radius, un abdomen mai detaliat, mă rog, un ochi care doare, care e cu totul altceva. De aceea, în acest domeniu al muncii pentru persoanele nevăzătoare, din nefericire pentru viitor, nu avem nimic. Acum zilele trecute primeam o invitație la Almera Internațional și mă rugau să fac rost de câteva persoane nevăzătoare pentru cutiile ambalajelor, produselor pe care dumnealor le fac. Am contactat câteva persoane tinere care mi-au solicitat că vor angajare, am mers cu ei la fața locului. Pot să spun că m-am lovit cumva de discriminare. În primul rând, nu-i din Bacău, nu-i poate asigura transport, nu-i din Bacău, nu poate pleca la schimbul 2 mai târziu de ora 23,
Și uite așa o mulțime de chestii. La Kaufland, Lidl, Penny, sunt 1001 de anunțuri pe cariere.ro, angajăm persoane cu dizabilități. Personal am întrebat, nu există ceva pentru persoane cu dizabilități de vedere. Și atunci, încotro ne îndreptăm pentru nevăzători? Ne dorim să nu fie instituționalizați. Într-adevăr, în familie este cel mai bine. Dar trebuie să lucrăm un pic cu părinții care au în familie copii, cu părinții care se tem să spună că au copii sau le rușine, nu-i lasă nici la școală specială, nu-i încadrează nici în școlile normale, dar indemnizațiile sunt bune. Poate sunt puțin rea, dar vă spun realitatea, pentru că în fiecare zi mă lovesc de asemenea refuzuri. Nu-l vreau la școala specială, nu-l vreau la școala normală, că râd copiii ceilalți de el. Și de mine au râs copiii, să știți că părinții mei n-au știut de școli speciale și mă făceau aragaz cu patru ochi, urât-o, mă rog. Dar consecvența și loialitatea vis-a-vis de viață și dragostea de a trăi chiar prin întuneric m-a făcut să ies cumva la suprafață și încerc să ajut colegii mei de suferință atât cât legislația mi-o permite. Dacă s-ar putea face ceva la nivel de județul Bacău, vis-a-vis de bănci, de exemplu, acum, la momentul acesta, începând din ianuarie 2021, cei care nu vor să beneficieze de bilete de călătorie pentru că transportatorii nu ne iau în direcțiile de unde venim și unde plecăm noi, au dreptul la acel decont de combustibil. E, pentru acel decont de combustibil, nevăzătorul trebuie să aibă cont în bancă. Conform legislației, banii merg acolo. Băncile din Bacău refuză categoric nevăzătorii să le deschidă cont în bancă sub pretext că nu văd. Ce nu văd? Dacă eu vin cu însoțitorul lângă mine și îmi citește contractul, eu sunt în stare să-l semnez. Nu este nevăzător care nu poate semna. Sau sunt și care au ștampilă. Deci, mi se pare un act de discriminare. Deci să nu lași nevăzătorul să-și deschidă un cont, să-și poată primi drepturile. E strigător la cer. Am încercat să iau legătura personal cu Transilvania, cu PRD-ul, cu... mi-au cerut interpret. Am încercat să explic, nevăzătorul nu are nevoie de niciun fel de interpret, pentru că aceste contracte, aceste conturi, nu sunt în braille. Și dacă ar fi în braille, nevăzătorul și l-a citit singur. Ei, deci mici inadvertențe în societate, deja neștiute. De aceea, cu această ocazie, cred că ar fi foarte bine în cadrul DGASPC-ului, împreună cu noi, să încercăm să facem un stil de, nu știu, informare, măcar la nivelul băncilor, ca să nu ajungem, așa cum au fost în alte județe, s-au judecat și au câștigat. Nu vrem să facem rău să ne judecăm pentru un drept al nostru, dar hai să nu încălcăm legea 137, legea care discriminează persoanele cu dizabilități. Avem un atu în plus că ne deplasăm ușor. Asta nu înseamnă că, având în vedere că suntem nevăzători complet, avem nevoie de însoțitor. Să nu ne oprească pe noi la ușă și va intră numai însoțitorul, spune ce-ți trebuie și tu. Nu, că și eu vreau la raft, și mie vreau să mi se spună cât costă asta, ce trebuie de garanție are și dacă nu mi-o spune, știu eu, șeful de magazin sau domnii care sunt printre rafturi, atunci lasă-mă de mână cu însoțitorul, am și eu dreptul să-mi iau o felie de salam de care îmi place, când mă citește cum se numește. Deci sunt anumite chestii care sunt pierdute de mult din societate. Și încet, încet ar trebui să facem publice, știu eu, prin niște postere, prin niște pliante micuțe, în care să aducem la cunoștință, în primul rând, celor cu care ne lovim în interacționați. Da. Că este bine. Avem nevoie de o mână întinsă la o traversare de stradă, și nu un du-te acum că vine mașina. Mi s-a întâmplat personal. Deci stăteam și ascultam și așa, nu era nimeni cu mine, dar aș fi preferat să traversez cu bastonul.
Și vedeau mașini și de stânga și de dreapta și de lângă mine, du-te, du-te acum că vine mașina. Deci este inadmisibil să nu fim acceptați în societate doar pentru simplul fapt că, da, te uiți la mine, cum nu vezi? Păi mă uită, dacă nu te văd, asta nu înseamnă că nu putem relaționa, nu poți să-mi dai un deget să trec strada, că nu trebuie să mă duci în brață. Dar astea încet, încet în societate ar trebui întâi implementate prin, nu știu, întâlniri cu publicul în anumite condiții. De exemplu, noi am mai făcut împreună cu DGASPC-ul teatru, muzică, dar au venit tot persoane cu dizabilități. Cumva ar trebui solicitate și persoanele ca să vadă totuși că nu întinde mâna că vai că aveți nu știu ce venit, vă ajunge, stați acasă. Nu. Degeaba ne izolăm la domiciliu și avem o indemnizație de 500 de lei plus însoțitorul, dacă nu am pe cineva pe care să-l mângâi sau care să-mi spună, draga mea, vreau să mă căsătoresc, hai să facem un copil. Să... Știți, suntem izolați, avem un oarecare venit, dar faptul că nu sunt locuri de muncă, nu mai văd în anii următori familii, fie ei și de nevăzători, fie și cu rest de vedere, fie și hipoacuzic cu nevăzător. Deci, relația noastră în societate trebuie să fie privită exact ca celor care sunteți, cum spun eu, oameni normali. Așa că, mă repet, empatie, consecvență, loialitate. Și cu siguranță vom face un pas înainte pentru toți. Mulțumim din suflet, doamna Damian. Mulțumim frumos pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Eu, de exemplu, pentru mine au fost foarte multe lucruri noi pe care le-am aflat astăzi de la dumneavoastră. Dacă sunt și colegi de la presă printre noi, evident, ăsta este și un subiect de presă, cum facem să sensibilizăm atât marile lanțuri de magazine, cât și băncile care să vină în sprijinul dumneavoastră. Mădălina Boadea de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău înțeleg că vrea să intervină cu niște completări la ce s-a discutat până acum. Bună dimineața, Mădălina! Bună dimineața! Aș vrea să spun că aceste evenimente organizate în cadrul campaniei prin nediscriminare au întocmai rolul de a înțelege mai bine nevoile persoanelor cu dizabilități și încercăm să avem un impact asupra societății. Astfel, dacă la acest eveniment am constatat că ar trebui să participe la următorul eveniment reprezentanți ai băncilor, ai instituțiilor care reprezintă momentan problemii și care ar putea lua niște măsuri să le rezolve, la următoarele evenimente asta ar fi țintă. O să fie invitați. Da, cred că asta ar fi un pas așa încât să putem să vedem rezultatii efective. Mulțumesc tare mult! În finalul evenimentului nostru aș vrea să discutăm cu un om care mi este foarte drag mie, Ligia Moise, psiholog clinician. Pe Ligia am cunoscut-o cu ocazia unei alte campanii de informare și conștientizare. Acolo strângeam fonduri pentru o fundație din județul Vâlcea care construiește o casă pentru 12 copii instituționalizați fără mamă, fără tată. Asociație care vrea să le ofere o casă de tip familial, căldură și educația unei familii. Ligia, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat să fii astăzi alături de noi. Știu că ai făcut slalom printre două sau trei programări cu pacienții și sunt recunoscătoare odată în plus că ți-ai făcut timp pentru noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Important e că mi-a reușit și chiar mă bucur că mi-a reușit slalomul ăla despre care tu spuneai, pentru că întâlnirea de astăzi mă îmbogățește și pe mine. Nu mă întâlnesc foarte des și chiar mă gândeam că eu nu am cunoștință ca oameni cu care nu văd și mai zic de cei care nu aud, să vină la psiholog. Nu știu, pur și simplu. Și nu cred că n-ar avea nevoie. Ca noi toți, de altfel, mă rog, nu neapărat că și recunoaștem, dar toți am avea nevoie la un moment dat de...
Și pentru că ai amintit momentul în care noi două ne-am cunoscut, mi-am adus aminte că atunci, tot încercând să găsesc niște cuvinte potrivite pentru proiectul respectiv, mi s-a conturat în minte o imagine pe care o tot păstrez și o tot spun de atunci, așa anume că omenirea, pur și simplu, omenirea, este ca un organism viu. Și noi, fiecare dintre noi, suntem o celulă a acestui organism. Și atunci ar trebui să încetăm să mai avem naivitatea, să credem că dacă mie mi-este bine, totul este ok. Nu, cu cât tindem să, ca fiecare celulă, ca fiecare om să se apropie de o normalitate, de un echilibru, de o armonie în viața sa, cu atât avem tendința ca acest organism viu care reprezintă populația acestei lumi să tindă la către un echilibru și o armonie, către o sănătate pe care ne-o dorim. Așa că nu știu, mi-am notat așa un pic în timp ce vă ascultam și mi-am dat seama că indiferent de cât de multe lucruri ne despart, cum ar fi faptul cum mă înțeleg cu ceilalți oameni, pot, nu pot să fac anumite lucruri, nevoile de bază rămân aceleași. Nevoia de apartenență la trib o să o avem indiferent de cât de extraordinar suntem sau mai puțin. Nevoia de accept, să mă simt accept. Alo, Ligia, ne mai auzi? Asta o chestie, un soft care mi s-a așezat acolo în creierașul nostru, care ne-a ajutat, adică în momentul în care noi am ieșit din pește și am înțeles că dacă suntem 2-3 avem șanse mai mari să supraviețuim, acolo a apărut această nevoie de apartenență la trib. Și în continuare ne ghidăm tot după ea, pentru că realitatea asta este. Ca Daniel Sihastru nu putem să trăim. Sau putem, dar nu știu cât de... în ce echilibru și în ce armonie am putea să spunem că este viața noastră așa, în solitudinea aia. Așa că eu vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să văd și o altă parte a societății din care eu trăiesc. Și doamnei Damian, deci vă mulțumesc pentru alea trei cuvinte, Doamne. Deci am să scriu, eu am și un blog și mă gândeam, zic, trebuie să scriu despre chestia asta cu consecvență, empatie și loialitate. Iar de empatie nu mai zic cât ar trebui să... Da, în contextul ăsta vreau, iartă-mă că te întreb. Te rog. Apropo de empatie, noi ne naștem cu empatie sau nu? Adică este un sentiment pe care îl putem dezvolta pe parcursul vieții sau te naști sau nu cu empatie? Este o chestie... Nu prea știm exact încă. N-am reușit să ne dăm seama, cu toate că dacă suntem mai atenți la copii în momentul în care ei interacționează între ei, ei n-au nicio treabă cu culoarea copilului celuilalt, culoarea pielii. Nu au nicio treabă dacă acel copil este într-un scaun rulant sau dacă nimeni nu îi spune nu te duce, că lasă-l în pace, că nu știu ce, ei se vor juca și vor interacționa foarte bine. Nu știu dacă ține neapărat de empatie, cât de nu mi-a zis nimeni că nu e ok, eu mă comport ca atare. Dar în ceea ce privește empatia, aici vorbim de inteligența emoțională, care în comparație cu IQ, cu inteligența noastră, cu hardul cu care ne naștem, ăla cu atât ne naștem, atâta e, n-avem, sunt foarte puține lucruri pe care le putem schimba. Dar în ceea ce privește inteligența emoțională, care ține de, are două componente, una este empatia, adică să înțeleg ce se întâmplă cu persoana din fața mea și să-mi ajustez comportamentul de așa manieră încât să nu lezez sau chiar să-i fiu de folos, și în același timp să înțeleg ce se întâmplă cu mine
și să mă exprim într-un mod social acceptabil, ambele aceste părți ale aceleiași medalii țin de inteligența emoțională pe care mi-o pot dezvolta infinit de mult. Pot să, oricare dintre noi, dacă își propune, poate să devină o Maica Tereza. Totul e să-și dorească suficient de mult și atunci își va putea dezvolta această abilitate de a fi de folos oamenilor din jurul ei, al persoanei respective, și este o chestie pe care pot să o încep oricând, la orice vârstă, să mi-o dezvolt și nici nu există limită. Nu e ca la, revin la idee, nu e ca IQ, coeficientul de inteligență, cu care dacă atâta m-am născut, sunt foarte puține lucruri pe care le mai pot ajusta. Dar din literatura și practica psihologică, dacă este menționat pe undeva, e scris pe undeva foarte clar, sunt niște norme, cum ar trebui noi ceilalți să ne purtăm cu persoanele cu dizabilități? Există niște norme scrise, stipulate în psihologie? Nu. Nu, cred că, sau nu, eu nu am cunoștință, nu știu de așa ceva neapărat, pentru că eu nu cred, eu nu știu să se facă diferență. Da. A, că vorbim de psihopedagogie specială în care oameni specializați învață cum poate să-i fie de folos copilului, tocmai ca să-l aduc cât mai aproape de o, măcar pseudo-independență, ai altceva. Că pornesc de la cât e copilul, cu ce se naște și ce instrumente am eu ca să-l pot ajuta să se dezvolte armonios, ai cu totul altceva. Dar în niciun caz noi cei care suntem lipsiți de probleme, mă rog, hai să nu exagerăm că nu suntem lipsiți de probleme, dar care nu ne confruntăm cu genul ăsta de inabilitate, nu trebuie, revin la empatie. Și cum zicea și doamna Damian, păi dacă mă vezi că aștept să se oprească mașinile sau să aud eu că s-au oprit ca să pot traversa, mă, dar cât îți ia să te oprești, să zici, doamna, aveți nevoie de ajutor, da, vreți să traversați, da. Gata, ori le fac semn la toți, ori apăs butonul, fac ceva. Și asta nu durează, nu-mi fură din timpul meu mai mult decât 1-2 minute, na, nici alea. Dar asta înseamnă empatie. Să mă opresc din fuga mea nebună, să mai las deoparte ce nevoi și ce dorințe aș avea eu în clipa aia și să zic, dom'le, omul ăsta este, îl văd că nu traversează, pot să-l ajut cu ceva? Omul ăsta este în situația asta. Ce aș putea eu să fac ca viața lui să fie cu un dram mai ușoară sau mai frumoasă? Nu, nici măcar nu sunt, nu trebuie să facem niște eforturi de extraordinare, să zici că mare antrenamente ce trebuie să facem, ci doar să facem un pic de liniște în mintea noastră, să nu mai alergăm de la o idee la alta și dintr-un loc în altul și din lucruri care ne-ar face bine și nouă la nivel personal. Și în momentul ăsta, că haide să fim conștienți și de un lucru. Noi ca omenire n-am ajuns la un nivel de evoluție să fim altruiști cu adevărat. Nu suntem acolo. Care putem, facem ce-o face ca să mai să devenim, să ne îndreptăm către acolo. E, în momentul în care eu fac un gest de bună voință, de bună credință către un asemenea de al meu, îmi va crea un sentiment de bun. Și dacă îmi spune și mulțumesc, e nemaipomenit, cumva rezervorul meu de iubire și de energie se umple. Și imaginea mea imaginea de sine se modifică și așa, zic, bă, dar parcă încep să devin și eu așa un om bun. Și dacă știu că sunt un om bun, o să am și sentimentul că merit să trăiesc frumos. Așa că ajungem la ceea ce ne-a spus Shakespeare. Nu l-am citit în original, mi-a plăcut mult quote-ul pe care l-am găsit, și anume că din Romeo și Julieta, the more I give, the more I have,
for both are infinite. Cu cât dăruiesc mai mult, cu atât mai mult am, pentru că ambele sunt infinite. E ca un flux care se creează între noi, de la mine, prin tine, către mine, pe care îl putem crea printr-un simplu gest. Și vă mulțumesc încă o dată, doamna Damian, și vă doresc din tot sufletul meu să vă dea Dumnezeu putere să faceți cât mai mult bine, pentru că e clar că forța în dumneavoastră există. Wow! Puteți să fiți o locomotivă bună care să tragă oamenii după ea, de acolo, poate dintr-un loc în care nu le este extraordinar de benefic. Nu cred că trebuie să... Nu trebuie să ne oprim din a face bine al oricărui om pe care îl vedem că se află într-o dificultate sau că poate nici măcar, dar pot să-i fac poate cu un dram mai mult ca ziua aia să fie mai bună. Și asta ne va da și nouă acolo un sentiment că suntem într-un fel anume. Mie mi-au dat lacrimile și ca să scap foarte repede de imaginea mea, vreau să-i dau cuvântul Adrianei Roșu, că înțeleg că vrea să intervină. Bună ziua, Adriana! Bună ziua, îmi pare rău, camera mea merge jumătate negru, jumătate altă culoare, îmi cer scuze pentru asta. Nu e nimic, important e că vroiați să discutați cu noi și să ne comunicați ceva. Aș vrea să vă comunic din experiența mea, sunt interpret și în limbaj mimico-gestual din 2007, sunt chiar primul interpret acreditat la minister ca interpret în limbajul mimico-gestual. Și aș vrea să vă zic pe această cale că Direcția Generală de Asistență Socială este singura direcție care are interpret angajat. Faptul că există situații de genul menționate de doamna președintă a nevăzătorilor, doamna Damian, se întâmplă și pentru persoanele surde, să știți. De ce? Pentru că nu le cunosc drepturile. Am avut situații când la bancă mi s-a zis că persoana surdă trebuie să vină cu interpretul după el, în condițiile în care legislația spune clar că le trebuie asigurat interpret. Persoanele surde care se adresează direcției sunt... Parte din ele au mers și în străinătate, au rude sau au lucrat în străinătate sau. Sunt foarte încântați de faptul că oriunde se duc, au interpret. Oriunde s-au dus, cum au apărut și se identifică că este persoană cu dizabilități de auz sau surdocecitate, imediat apare interpretul. La noi nu se întâmplă asta, nicio instituție. Bine, se întâmplă la DGSPC, că imediat, doamna Roșu, vă caut. Așa. Pentru persoanele nevăzătoare, doamna Damian a uitat să zică de norocei. Norocei a fost prima clasă de învățământ, a mers preșcolar, școlar, până la gimnazial, în cadrul unei asociații, sprijin pentru părinți, sunt copii care au beneficiat de învățământ în județul Bacău. Ca și sprijin, să știți că tot persoane din domeniul asistenței sociale au sprijinit funcționarea acestei clase. Este Cristina Petrescu, care este direcția, este Betania, care ne-a plătit om să putem funcționa acolo și de la grădiniță până la clasa 4-a, copiii nevăzători din județul Bacău au putut învăța în Bacău. Dacă știți, după aia trei dintre aceștia au mers în învățământul de masă la școala Alecu Rusu, acum sunt elevi din clasa 9 la liceul catolic. Parte dintre ei care nu puteau face față în învățământul de masă sau părinții n-au avut curajul să meargă mai departe pentru includere în colectivele de copii auzitori, clasa a funcționat și funcționează încă în învățământul special.
Ce am făcut noi în cei 8 ani cât Norocei au învățat în Bacău, învățământ deci de la preșcolar și școlar, am învățat să mergem la cumpărături, am învățat că nu e nevoie de mila celui din jur, ci numai sprijinul și respectul lui pentru a putea să facem cumpărături, să ne cântărim ce vrem, să căutăm ce vrem și tot așa. Am încercat cât de cât să dezvoltăm abilități de viață independentă de care spunea și Simona. Pentru persoanele surde, pentru copiluții surzi, s-a încercat a se deschide o clasă de învățământ, chiar dacă e clasă inclusivă și n-a fost individuală, cum prevede acum campania și strategia ANPDC-aului. Dar am și pregătit persoane din învățământul special, tot personalul din învățământul special a fost pregătit pentru cunoașterea limbajului mimico-gestual, dar ne-am blocat de faptul că la nivelul instituțiilor de învățământ tot timpul este nevoie de un accept a cifrei de școlarizare de la un an pe următorul an, ceva de prin martie, pentru următorul an, septembrie, și aici undeva ne-am împotmolit pentru că, eu știu, comunicarea asta interinstituțională este puțin cam deficitară. Puțin mai mult, dar eu sunt drăguț acum, știți? Așa, referitor la serviciul 113, din Bacău s-au înscris pentru că am fost cu persoane surdo-mute care s-au înscris la SPS pentru a accesa 113, dar mai mult de 20 de persoane din Bacău nu s-au înscris, deși numărul persoanelor cu dizabilități de auz și surdocecitate este mai mare. Acum nu-mi dau seama de ce, dar asta este. Ați spus la un moment dat, a zis Simona, că este important să identificăm în perioada de copil mic, deci 1-3 ani, situațiile în care copilul nu aude, nu vede. Pentru copiii nevăzători, știu că acest lucru se face în centrele universitare și între 1-3 ani pot cumva să identifice dacă au astfel de dizabilități, iar pentru copiii surzi li s-au oferit chiar, sunt centre specializate la Iași și la Cluj, care oferă implantul cohlear. Vorbind cu persoane surde care au copii tot surzi, au preferat să meargă pe sistemul învățământului inclusiv, fără a apela la implantul cohlear. Spun ei că este foarte firav intervenția și pot apărea tot felul de experiențe neplăcute. Acum nu știu să vă zic, vă spun părerea lor. Cei care din copii surs din familie auzitoare merg și fac operații de acest gen, astfel încât părinții intervin cât de mult se poate pentru a face operația de implant cohlear. Nu știu, ca interpret în limbajul mimico-gestual, am participat doar la activitățile direcției noastre. În momentul în care, dacă vă aduceți aminte, aveam concurs, aveam tot felul de activități de astea comune ale direcției, lângă directorul general apărea și interpretul. Alte situații în care să fie solicitat interpretul n-au fost. Deși ne-am oferit, n-aveți nevoie de interpret, adică ar fi bine să știe și persoanele surde cam cum sau ce comunicați. Probabil n-a ajuns nici mail-ul nostru, nici informația cu trebuie. Asta zic, eu leacă și din partea societății de... nu că respingerii, dar dezinteres. Știți, vorbea de empatie, dar cred că trebuie și o leacă de respect. Nu știu, vreau să vă zic atât, dar văd că m-am blocat acum. Nu zice nimeni nimic și am impresia că ce spun nu e așa de interesant. Dar eu zic că în 2008, că vă mi-am adus aminte, am avut o campanie împreună cu direcția Vreau să circul în siguranță,
prin care șoferii din trafic erau invitați să traverseze strada folosind doar bastonul alb. Știți că bastonul este modalitatea prin care putem identifica cât de cât persoana nevăzătoare, dat fiind faptul că se poate uita la noi și nu avem de niște că nu vede. Chiar doamna președintă a spus la un moment dat că dar se uită, dar nu vede. Bastonul era modalitatea de identificare, iar în cadrul campaniei am încercat să dăm jos șoferii de la volan, frumos, elegant, și să traverseze strada folosind bastonul. Să vadă și ei cum e când o persoană nevăzătoare vrea să traverseze strada, ei sunt în mașină. Mă credeți că nici o persoană n-a vrut să coboare să facă asta? Ba da, a fost una, a dat-o jos poliția, că a vrut să avea viteză și a oprit-o și a zis, ai, la trecerea de pieton cu baston. Deci a fost singura persoană care a avut curajul, că l-a pus, de a traversa strada cu bastonul. Restul nimeni. Știți, în Bacău sunt mulți tineri care au venit la și au învățat ori semnele pentru limbajul minico-gestual, un minim set de semne, ori au învățat efectiv să citească în braille. Învățătoarea de la Norocel i-a învățat și pe ei să citească în braille. Știți cât de obosiți erau după ce învățau să recunoască punctele? Și cum am făcut asta? De fiecare dată când venea cineva în vizită la Norocei, la copiii nevăzători, primea o mască pentru a se simți așa cum se simte o persoană nevăzătoare, o măscuță care acoperea câmpul vizual, astfel încât, hai să pune-te în locul meu și vezi cam cum îmi este mie. Bine, cine rezista venea și a doua oară, cine nu pășea, știți? Se face genul ăsta. Da, e foarte greu să porți papucii, să porți pantofii unei persoane cu dizabilități. Este enorm de greu. Consider că putem să-i învățăm pe cei din jur să se poarte. Și doamna Damian a zis foarte bine, nu trebuie mare lucru, dar sunt și persoane care efectiv nu știu să se poarte și atunci devin agresivi. Nu știu cum să reacționeze și îi întreb, dar de ce ai țipat la el sau de ce ai făcut asta? Și îți răspund, da, nu știu cum să fac. Hai să învățăm, că azi coborând scălea, nu se vezi că-i scară. Deși sunt și astea. Dar hai, el de braț, mergi tu, el se orientează funcții de cum mergi tu. Îi explici ce-i în încăperi, cine e, cum e. Persoana nevăzătoare tot timpul este nemulțumită de faptul că nu îi se descrie cine este în cameră, cine este în jur. Adică sunt lucruri banale care poate noi nu ne dăm seama. Dar persoana cu deficienții senzoriale, că-i văz, că-i auzi, o deranjează. Cred că asta nu știm să-i învățăm pe alții, zic eu, nu știu. Exact. Din punctul ăsta de vedere, părerea mea este că aici ar trebui să avem o colaborare mult mai strânsă cu mass media și mass media să încerce, nu doar prin să facă emisiuni prin care să informeze publicul larg despre problemele persoanelor cu dizabilități, ci să facă mici documentare de 5, 7, 10 minute, documentare că toată lumea se uită la documentare, nivelul de consum mediatic în România este peste 73%, cu toate rețelele sociale, oamenii în continuare se uită la televizor. Nu citesc presă, nu citesc cărți, asta este altceva, dar de uitat la televizor se uită. Ei, din punctul meu de vedere, o să insist și eu. Îmi dau seama foarte clar că o campanie de împreună cu ajutorul jurnaliștilor ar fi extraordinară și, repet, din punctul meu de vedere, aceste documentare mici, scurte, de 10, 15, 20 de minute în care oamenii să învețe despre să se pună într-un fel în papucii unei persoane cu dizabilități. Eu vă mulțumesc enorm tuturor pentru faptul că v-ați găsit răgaz astăzi să fiți alături de noi. Faptul că suntem tot atâția câți eram și la început, minus domnul subprefect și minus Bogdan Anicescu, asta îmi demonstrează că, într-un fel, a fost o discuție de interes pentru toată lumea și pentru asta vreau să vă mulțumesc. Vă așteptăm cu drag și la alte evenimente dedicate speciale persoanelor cu dizabilități pe care o să le organizăm în perioada următoare. Vă urez tuturor o zi bună, să nu faceți COVID, să vă protejați și să fiți sănătoși.
Sănătate multă, multă, că este foarte importantă. Vă mulțumesc din suflet. La revedere! La revedere! Mulțumim și noi!